Cum am spus? Am spus de lucrări. De lucrări. De 10 ori. Anul acesta o să se facă, pentru că există și o, și o procedură și o, da, o procedură de investiție. În prima fază, anul acesta o să se facă o reciclare. S-a făcut o cerere la CNADR, CNADR a trimis un Ministerul Transporturilor. Da? O să se facă o reciclare tot drumul, exact cum s-a făcut la Moieciu. Și Moieciu, tot un drum care a aparținut Consiliului Județean și și-au bătut joc. Și tot Guvernul Ponta și CNADR-ul. Și ar trebui să nu mai iasă ei în stradă. Ar trebui să stea în birouri și să-și vadă de treburile lor. Și să vină în sprijinul cetățenilor. Același lucru se întâmplă și la drumul care unește DN1 cu DN13 sau cât este. Trebuie numai așa. DN13. Da? DG104, să spunem așa. DN1 și DN13. Da? Anul acesta o să vedeți o reciclare, o să fac o reciclare exact cum s-a făcut, adică un covor asfaltic, după care următoarea etapă se face investiția de 24 de milioane de euro.